Alerte cu bombă false au fost anunțate și la sediul adunării populare din Comrat, dar și în clădirea primăriei orașului. Toți angajații, la indicația oamenilor legii, și-au părăsit de urgență locurile de muncă. După mai multe ore de verificări, oamenii legii nu au găsit obiecte explozibile în clădire, iar angajații și-au continuat activitatea. Anunțul că sediul primăriei din Comrat ar fi fost minat a survenit către miezul zilei, iar după două ore a fost recepționată o nouă avertizare. Am venit la o întrevedere, însă la scurt timp am fost anunțați că trebuie să ieșim, deoarece e o alertă cu bombă. Am urmat măsurile de siguranță și am ieșit din clădire. A fost o alertă, acum e a doua alertă, cred că vom continua să lucrăm după verificările poliției. E deja deranjant, însă ne conformăm. Autoritățile locale susțin că în ultima perioadă asemenea acțiuni au devenit tot mai frecvente. Am primit astfel de informații pe tot parcursul anului, fie în piață, apoi la Comitetul Executiv al Găgăuziei, apoi în centrul de agrement în primărie. Se pare că cineva se joacă cu aceste lucruri. Totuși nu ne oprim din procesul de muncă, în orice condiții trebuie să muncim. Tot astăzi a fost înregistrată o alertă falsă cu bombă la sediul Comitetului Executiv din Comrat.